Salutare tuturor și bine ați revenit la un nou episod inspectorauto.ro. Mazda CX-5 din 2018, cumpărată de nouă din România, din reprezentanța BDT, are în momentul de față undeva la 60.000 de kilometri, bineînțeles unic proprietar. Este o mașină relativ nouă. O să vedeți când o să urcăm și pe elevator cum se prezintă pe dedesubt. Din punct de vedere estetic, mașina arată foarte bine, dar surpriză, a fost revopsită integral cu două excepții, și anume haion și plafon. În rest, toată mașina este revopsită. Un singur punct în care are și puțin kit, ușa dreapta față, valoarea maximă atinsă 1045 de microni. Asta înseamnă 1 mm de kit, kit de finisare, deci nu kit de umplutură. Ceea ce nu e rău, mașina arată chiar foarte bine, dar dacă te apropii și ai ochiul format, îți dai seama că are mici impurități specifice unei vopsitorii efectuate în România. Dar în afară de asta e foarte bine că nu are niciun element intervenit, totul este original, deci nu s-a intervenit la niciun șurub, niciun element de prindere al mașinii și chestia asta se vede, totul stă perfect la linie, de tot ce s-a vopsit pe mașină. Cât despre elevator, că o să vă arăt acum pozele, o să vedeți că mașina nu are absolut nicio scurgere pe dedesubt, nici pe la compartimentul motor, totul se aude, că tot am vorbit de motor, exact așa cum trebuie, distribuția nu zorne, mașina are istoric complet de service, a avut garanție până de curând și pentru că este din Ilfov, mașina vede drumuri destul de lungi zi de zi și drumuri mai puțin asfaltate. Toată burtica este plină de noroi, ceea ce ne-a ajutat în cazul acesta pentru că puteam să identificăm foarte ușor potențialele scurgeri care din fericire nu există. Practic singurul lucru pe care l-am observat pe elevator este că plăcuțele de frână atât pe puntea față cât și pe puntea spate sunt la final de carieră, deci în maximum 5.000 de kilometri vor trebui înlocuite și plăcuțele de frână. În rest nu are nevoie decât de mentenanța specifică și anume revizie la motor, revizie la cutia de viteze, schimbat preventiv șaibe injectoare, conducte de alimentare și sorb de ulei, pentru că da, este motorul de 2.2 diesel de la Mazda de 175 de cai putere, care este un motor excelent, dar are nevoie de mentenanță efectuată atent, tocmai ca să fie longeviv așa cum merită. Și acum mă duc să pun testerul și să vedem și cum se prezintă mașina pe tester. Iar cât despre tester, o să vedeți acum pe fundal pozele. Măi, mașina este în parametri. Ce putem observa este că senzorul de map este murdar, pentru că, așa cum am mai spus-o și în trecut, motoarele astea de Mazda sunt mari producătoare de carbon, implicit depuneri de carbon. Și dacă scoateți senzorul de map, o să vedeți că acela este de multe ori, moțulețul acela specific, este colmatat cu depuneri. Acela se curăță foarte ușor, o chestie pe care o puteți face și voi acasă și probabil o să o facem noi acum pentru clientul nostru. Iar în materie de filtru de particule, da, motoarele de Mazda își fac foarte des regenerări. Iar mașina asta, având în vedere că are 73.000 de kilometri, are 270 ceva de genul ăsta de regenerări. Iar dacă împărțim kilometrii la numărul de regenerări efectuate, înseamnă că media este undeva la 260 de kilometri. Și cum, în funcție de stilul de mers și de condițiile de exploatare, Mazda își face regenerarea între 150 și 300 de kilometri, media fiind 260, asta ne arată că mașina asta a fost condusă așa cum trebuie, ceea ce ne place maxim. Super tare! Deci, o mașină bună de cumpărat până acum. Și până să ieșim la proba de drum cu această bijuterie, o să scoatem întâi afară ca să vedeți și voi cum arată această mașinuță în toată splendoarea ei și să vă arăt și interiorul, pentru că eu, nefiind un fan Mazda, CX-5-ul ăsta mi se pare o mașină de-a dreptul reușită, atât ca forme, linii, proporții și mai ales ca interior. Este un interior de Mazda cu adevărat fain și o să vedeți imediat. We'll be right back.
Suspensia o să vezi că la Mazda în general e puțin mai zgomotoasă pentru că antifonarea este mediocră, să zic așa. Nu mă deranjează pe mine cu absolut nimic, mie chiar îmi place pentru că auzi cum lucrează mașina de multe ori și auzi mea dacă e ceva neregulă cu ea. Dar, sincer spun, din ce văd acum aici, mașina asta nu are niciun sunet suspect, absolut nimic. Am mers ieri cu ea. În rest are totul funcțional pe ea, nu? Da. Lane assist-ul la mașina asta nu este ca la alte mașini nemțești, spre exemplu, și practic nu te lasă, dacă e mâna de pe volan, ea nu o să-și țină banda, ia toată curba pe autostradă, spre exemplu, ci doar te ajută pe tine și tu trebuie decât să ții mâine pe volan și mașina va lucra împreună cu tine, nu fără tine. Am observat el că încercam să o ocolesc o groapă și era peste linia continuă și ea mă dădea în dreaptă. Da, exact. Din câte știu, mașina asta are și Smart City Braking, nu? Da. Frânează automat în caz că simte un pericol. Tu poți să setezi treaba asta din cât de sensibil să fie sistemul. Pe mine m-a salvat toată când dădeam cu spatele. Da, țipa aia mică în mașină, fimea, și n-am fost atent și senzorii piuiau, de eu mă duc până mult până piuie și m-a oprit singura mașina. Și a fost foarte mișto. Era singura dată când era să lovesc mașina. Scaune electrice funcționează, volanul încălzit funcționează. Oglinzile funcționează, ai și blind spot, care cred că e activat din câte se pare, da? Da, o să-ți apară acolo în colțuri, o să-ți apară în display aici niște dungi într-o parte și dacă ții așa, cum să-ți ia banda, îți apară aici pe display niște chestii dacă-ți apare vreo mașină în spate. Da, lucrurile astea o să le înveți tu la timp. Mai să știi că nu sunt foarte complicat, o să le înveți destul de rapid, spun sincer. Eu n-am citit-o deloc și te deprinzi repede. Exact, exact. E mișto, deci am spus, cu auto hold-ul e mișto pentru că iau picior de pe frână și doar când pleacă traficul am călcat accelerația ușor și am plecat cu mașina. E o funcție pe care, sincer, mi-aș fi dorit-o foarte mult să o aibă și mașina mea, dar pe Mazda 6 nu a venit decât după modelul de 2018. Deci totul e în regulă. Dar m-am uitat, aici poți să setezi tu când să te avertizeze când vrei să schimbi ulei, un câți kilometri poți să-ți faci tu singur toată treaba asta. A, da? Da. A, nu știu cum îți schimb undeva la maxim 10.000 pentru că... Da, așa e cel mai sănătos. Ea lucrează foarte bine. Uite, asta e modul manual, l-am dat eu acum, minusul e în sus. Și da. Plusul e în jos. Adică spre stânga. Și schimb eu. Asta l-am folosit iarna manual, când era gheață. Da. Da. Din punctul meu de vedere, schimbă, în momentul de față, schimbă fix cum schimba a mea înainte să îi schimb uleiul în cutie. Adică nu are șocuri. Doar că simți, nu este ca nou. După ce îi schimbi uleiul, o să vezi că nu se mai simtă absolut nimic. Bine, sunt sigur că mașina trage foarte ok. O să fie și mai sprintenă în momentul în care se face curățarea de admisie și de ghere. E ceva perfect normal, nu numai la Mazda, ci la absolut orice marcă care oferă mașini diesel. Dar cutia funcționează foarte bine. Eu n-am auzit până acum absolut niciun zgomot de la puntea spate, de la diferențial. Asta este un loc unde trebuia să auzim dacă are vreo bătaie. Tot ce ai auzit în momentul de față e practic cu antifonată mașină. Deci nu ai absolut nicio treabă. Îmi permis, te rog, să o calc puțin? Da, sigur. Îmi place cum se aude motorul în ture, zici că e motor pe benzină, din punctul meu de vedere. Seamănă puțin cu motor pe benzină. Am 90 la 90 la oră, fără să stresez prea mult mașina, deci motorul trage, sincer, foarte ok. Și având două turbine, una mică, o să înceapă, îmi trage imediat. Are un foarte mic lag față de alte motoare diesel,
lagul este infim, începe de pe la 1500-1600 de ture să treacă. Singura plângere pe care o am vis-a-vis de mașină e faptul că, băi, și-am mai întâlnit cazuri de genul ăsta, că când va revopsi mașina, chiar dacă a luat-o de nou, așa, nu au făcut-o, băi, cu simț de răspundere. Și de regulă se întâmplă în România treaba asta. Scuze-mă, Gudeu, și ce-am văzut toate? Deci te-am mai văzut încă vreo 5 Mazda. Așa? Băi, toate aveau navigația urâtă. Adică? Nu știu, blurat, așa, cu pete, pătată. Și era pătată pe din afară sau da, pe dinăuntru? Păi da, pentru că cel mai probabil, eu sunt sigur că domnul n-a folosit niciodată silicon de bord în mașină. În momentul în care oamenii folosesc siliconul de bord, știi cât de repede se atacă plasticul ăsta? Deci nu am putut să-l scot. Nu mai ai ce să-i faci. Nu mai ce să-i faci, trebuie să-i schimbi. Se face un polish la plasticul ăsta, de nu m-aș băga la așa ceva. Și ce e aici? Adică astea, băi, la fel am și eu. Efectiv nu ai ce să-i faci. Este piano black, nu ai ce să-i faci. Ce să-i faci? Să-l îmbraci în altceva. Dar îți spun sincer, mașina merge foarte bine. Nu am ce să-i spun, în afară că o să meargă și mai bine după ce îi se face curățarea de admisie și de senzor, map și de eghere. Dar în momentul de față, dacă vrei să mai mergi așa cu ea, poți să mai mergi așa cu ea. Are boze, eu asta știu. O chestie, nu știu dacă o faceți dumneavoastră. Eu de regulă la cutiile automate, uite, am oprit pe loc, da? Și eu am pus o nă, trag frâna de mână, iau piciorul de pe frână, o las să susțină doar în frâna de mână pe spate și după aia o bag în pâine. În general și eu cam așa. A, foarte bine. E o chestie pe care protejez foarte mult cutia de viteze. Băi, mașina e sentiment de mașină aproape nou. Ei, și asta a fost verificarea Mazdei din 2018 CX-5. Trebuie să recunoaștem că pentru noi a fost o premieră cu modelul ăsta, pentru că sunt destul de puține la vânzare, fiind destul de noi, și a fost o surpriză plăcută. Adică față de generația anterioară, mașina asta e mult mai mișto. Mult mai bine antifonată, mult mai confortabilă, are un design foarte mișto într-un final, un interior mult mai de calitate. Măi, pe ansamblu, o mașină mult mai faină și care acum într-un final chiar merită banii. Cât despre mașina în sine, ca și condiție, era super ok. Adică tot ce trebuie făcut la mașina asta, în afară de mentenanța aceea preventivă specifică Mazda. Dar despre asta, și acum v-a promis și Răzvan într-un alt video, vom face un video dedicat cu toate sfaturile necesare unui proaspăt posesor de Mazda 2.2 diesel la mâna a doua. Dar revenind la mașina asta, tot ce trebuie să facem este să schimbăm plăcuțele de frână în viitorul apropiat, pentru că erau la 25% viață rămasă. Și să schimbăm, bineînțeles, uleiul și filtrul de ulei, măcar atât. În afară de asta, apă, paie și bătaie. Mașina are și anvelope de vară și anvelope de iarnă în stare foarte bună, nu necesită intervenții. Iar prețul mașinii este 19.900 de euro în anunț. Nu știm care e prețul final, vom afla și noi de la client și o să vă spunem în comentarii. Dacă v-a plăcut mașina asta, chiar așteptăm părerile voastre despre ea. Dacă ați avut contact cu modelul ăsta de CX-5 și cum vi se pare, și dacă vreți să ne adresați întrebări, suntem receptivi și răspundem la întrebări pe cât de des putem. Și cam asta e. Share, like și subscribe dacă v-a plăcut. Ajutați-ne să creștem ca să producem clipuri și mai bune pentru voi. Și până data viitoare, vă salutăm și vă dorim toate cele bune. Bye, bye!